Franța este ca un om care cade dintr-o clădire și care, etaj cu etaj, îți spune, până aici e bine. Eu știu o formulă, asta nu e a mea, că e prea deșteaptă, care zice așa, că atunci când te prăbușești de la etajul 10 până la etajul 1 ai impresia că zbori. Deci mi s-a părut că erau atât de fericiți. Păi, băi, am bătut, mă am omorât ăștia de la Allurepen. Pe cine, Bardela, da. Așa și cine a venit. Ei, ce au venit comuniștii. Bă, voi sunteți nebuni? Cum adică? Măcar ăștia de dreapta aveau ce aveau cu emigranții. Nu știi că erau titlurile pe televiziune din România? În România se juisa. Știi nu știi. Juisa de plăcere. Știi Extrema că... a fost înfrântă. Da. Extremiști mă au rog. fost înfrânți. Ideea următoarea. Eu am zis ceva. Zic, bă, ăștia de dreapta, front, aveau ceva cu emigranții. Exact. Nu sunt de acord cu, cu ei. Dar mă rog. Ăștia care au câștigat alegerile au ceva cu francezii. Adică, dacă cumva câștigi mai mulți bani, trebuie să-i dai 50 Băi, nu înțelegi care erau titlurile. Bine, au fost rău. Păi nu, extrema stânga a câștigat până la urmă, da? că extremiști au fost deci n Nu a câștigat ciuma, a câștigat cu lera, cam așa erau. da, da, exact. Adică ceva... Da, îți dai seama, e e o nebunie. E o nebunie. Nu, dar e dacă citești asta, e acolo. E o demență, că nu poți să pui. Nu Hai să trecem în parte altă, că zău că place la tine la emisiune, Unde? nu mai plec. În care parte? Să trecem peste canal. Canalul Mânecii? Da, eu sunt foarte fericit. În că ambia, au câștigat da? la buristii, ca pe vremea Așa. lui Dar de fapt, iarăși vorbeam cu... un prieten cu îmi place. Stăraci stăteau de 15 ani în opoziție. Și am întrebat, bă, dar ce lucruri extraordinare ați făcut? Nimic! Victor, bă, noi n-am făcut nimic. Mm. Zice, da, tu îți dai seama că Partidul Conservator, adversarii noștri, ăia aia care l-au dat pe Churchill, pe Margaret Thatcher, pe John Major, a fost condus de un clov, Boris Johnson, da. care clov nu e băgat în toate. Războiul din Ucraina a început din cauza lui. Nu, uh, pandemie, nu. omul -a venit pacea. Pandemia, nu. El a sabotat orice a primit, încercare da, orice de evitare a războiului. De pace, da, da. Da? Deci întâi au pus un clov, după aia au pus o doamnă nu folosesc uitat, epitetul uitat numele. lor. numele. Mi-au zis ei în engleză, dar da. nu pot să l spun. Că înțeleg că suntem la canal 33. Ceva începe cu B, se ternă cu C. Nu, încearcă uh, să... Nu, ți-am zis în începe cu Care a reușit în trei săptămâni să le distrugă finanțele Imperiului Britanic. Și după aia l-au pus pe un indian care e și el miliardar de la soție și când se ducea să s dus să se filmeze că ce alimentează nu știu ce mașină, dar nu era mașina lui, normal că o era un, nu știu, un Ford, un, o mașină de la un angajat de acolo. Deci un bandit de ăsta, înțelegi, care a ieșit și a zis uh, recunosc înfrângerea. Să mor tu, ai luat 100 de mandate și ai 400, cum adică recunoști înfrângerea? Nu zboară! E, nu, da, nu, zboară! Zboară, puiile zboară. <laughs> da. E cea mai mare înfrângere la 1900 toamnă. Da. Adică... Nu da, ce vreau să spun aici, ce ne interesează pe noi. Da. Totuși tu îți dai seama că Partidul Conservator, partid de tradiție, puțin în lumea asta, e Partidul cu Tory. Domnule, to ai ajuns de trei ori la rând, că odată poți să greșești. De trei ori la rând să pui... Boris Johnson, un, clov, nu, un nu o tovarășe, da, o tovarăș și un ăla nu ca indian, n-ar u cu indian sărac, un miliardar care se păi, dă rog, cu poporul. Nu, poți să mai iau de miliardari? De miliardar, da, da dar nu de indian. Un miliardar care se dădea popular, știi? Mm. Miliardarul popular. De Miliardarul fapt, asta p e incredibil. P Miliardarul P. Omul ăsta care e prim-ministru acum, șeful de la Laburiști, Dom'le, e un afocat, e un om da, normal, adică absolut normal. Dacă nu nici Tony Blair nu e merge tecer. A lua, Dar și Nicu Făraș a luat nu știu câte, câte locuri Angel acolo. Făraș. Da, 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 Pe numele de scenă e Nicu Făraș. Uh, bun, acum hai să trecem de partea cealaltă a oceanului. și oh, să mă. vorbim, uite... Acolo e treabă de golf. Măi, nu e de golf, da, păi s-au bătut Stai în păi deci, de, golf. Stai tu, așa. îți dai seama ce satisfacție pentru mine să văd că pentru cea mai importantă funcție politică a planetei, președinte da. al Americii, Bă, bătaie, cine joacă gol mai bine? Bă. Amândoi mințeau de închețau apele. Adică, mai este puțin. Eu, spre deosebire de Iohannis, nu mă aștept ca toată România să știe ce gol. Deci mințeau amândoi. Nu, e ca și când dar ziceam nu că joca că, și... Nu crezi că bătălia între tine și Iohannis ar fi trebuit să fie fost dată pe terenul de gol? Știam și noi o treabă. Ba da, dar Tot... venea diaspora și luam bătaie până la urmă. Degeaba numai, îl băteam până nu, la... Nu mai, venea diaspora și muta găurile. Da, <laughs> <laughs> da. Joe Biden, în mijlocul unei, unei noi controverse, documentul care ridică semne de întrebare. Apropo de asta, că la Casa Albă se știa, uh, Joe Biden primește indicații de la stafful său cu privire la mișcările pe care trebuie să le facă atunci când participă la un eveniment public. Președintelui îi se dau informații cu privire la intrările sau ieșirile pe care trebuie să le folosească și aici un întreg ghid întocmit pentru a-l ajuta pe. Nivelul ridicat de detalii și precizie este esențial pentru, zic, ăștia, pentru munca de organizare. Și de fapt, auzi, nu te supăra. nostru e în super formă. Ciucă? Păi, nu, dă în formă față de... Păi, Nu joacă golf, e adevărat. joacă golf, aici a greșit, da. Da. Deci cum... Că nu era teren la Nasiria. Cu un coment... <gântu -i> Am lasă-mă cu na Siria pe bune, că ți-aduc aminte. Ai avut uh, doi oameni, ai avut două mâini geniale. Tarat, Odo -Odo na, o dobesc. Belgrad, Nu, lasă-mi pace pe Luminița. Nu sunt acord. acord. e foarte bună e, pe domeniul ei. Da, Odobescu și cu Ciucă. Unul mai bun ca celălalt. Ciucă, stai. Bun. Și ăsta e total meu? Mi-l Păi l-ai pus p șef de stat major, nu l-am pus eu. Dar chiar e bun de șef de stat major, nu e bun de președinte și de E de șef de stat major? Cred că da. Ok, bun. Apropo de dezbaterea asta. După dezbaterea asta, care a fost sentimentul tău? M-am îngrozit. Dar nu al meu. Al americanilor a am fost. Bun, nu, dar eu te întrebam adică că M-am îngrozit. M-am îngrozit, știi, pentru că ești prizonier și că democrație. Ce democrație e asta, Marius? Ești prizonier? Băi... Unei bă, camarile vreau, de acolo. Nu vreau. Dacă nu vreau pe firea, trebuie să-l votez pe Nicușor. Dacă nu vreau pe Nicușor, trebuie să... Adică, dacă nu- -l sunt prizonier. Da. Dacă nu-l vreau pe Biden, trebuie să-l votez pe Trump. Dacă nu vreau pe Trump, trebuie să-l votez pe Biden. Ce democrație asta? Nu te supăra. Suntem mult mai nedemocratici decât la țările alea pe care le acuzăm noi de nedemocrație. Nu? Corect. E adevărat. Că, că nu mă lași să aleg. N-am nicio șansă. Mai să... uite, că mă uit aici la, Că mai avem o grămadă de subiecte. Dar... Uh, Apropo de titlurile de astea, nu? mă interesează comentariul tău, e un dialog, dar, dar în primul rând mă interesează ce spui tu. Se formează alianța care dă fiori rece Europei. Victor Orban și Marin Le Pen au ajuns la un acord. Păi, ce înseamnă dă fiori rece Europei? Adică, nu, care nu, idee? să-ți explic. Deci, după acești domni și doamne, ar trebui așa. Da. Marin Le Pen și cu Victor Orban trebuie să că în Parlamentul European să zică Suntem niște putiniști. Ne predăm mandatele. Cui trebuie să le predăm? Lursula. Lursula, mă. Bă, Lursula. Mm. Și mai cui trebuie? Bă, în România, că ea toți PSD, PNL, toți sunt într-un singur și toți votează cursula. Mai dăm și în România. Cu la cine să mai dăm? Păi nu mai votează nimeni. Pă. Bă, nu știu, noi plecăm din Europa. E adevărat, ne-a votat lumea, avem europarlamentare, avem guverne, avem... Dar plecăm, mă, că... Bă, dăm fiori reci. Păi am spus că dau crezi? Tā, pīnī, tā, tā. Nu, tā. Păi ți o, scârbă Ungarie, de propaganda asta. Exact, Ungaria are președinția. E mă deștept, explicăm de ce e să răi Le Pen cu vorba. Nu mi explica că îmi dă fior reci, că mi-e îmi dă fior reci pupin curismul vostru și prostia voastră. De fiecare dată o dați în bară. Domne, trebuie să salvăm țara. Ah, ce rău e Băsescu. Păi nu voi las vă ta, mă. Trebuie să salvăm țara. Ce rău Iohannis. e Iohannis. Da, exact. Trebuie să salvăm țara. Ce rău e ciucă să... Bă, mai lăsați-ne și pe noi să trăim odată. Nu ne mai salvați voi tot timpul. Păi, vezi mai ce? lasă nici pe noi să mai greșim, ca să zic așa, da, tot ne da, pe da. calea cea dreaptă, Vorba de ne-am dus naiva, în e toți. Da. Da, mă rog, Ucraina de nu-și va recăpăta, știri pe surse.ro, tot teritoriul, chiar dacă va câștiga războiul. New York Times. Nu uh... tu stai să că dacă zici tu chestia asta, gata, te-au ucis, te-au pânzurat a, doamne, în fața redacției, gândul, cum, cum să așa? Aici e linșaj, aici, da. dar nici nu mai pot să plec din clădire. de trebuie să te uh... muți la New York Times. Că... Ce a cerut Nicolae Ciucă la. cum e? O, titlul cafea. Asta, știi, pe surse, o cafea ce să Președintele a vorbit la asta. Nu, nu a cerut nimic. A zis să se întărească asta la Marea Neagră. O cafea a cerut. Da. Și o apă plată. Crezi că va aduce ceva nou. Uh, uh, summit-ul ăsta NATO? Da. Ce anume? Uh, sunt toți acolo speriați că vine Trump. Mhm. Uh -huh. Și mi este teamă că până în noiembrie o să stăm la o escaladare a războiului. Cum se escaladează războiul? Ca să explic să nu speriem lumea cum fac ăștia mari generali care au luptat cu, la popotă, de Care au luptat la popotă la unitate cu cât le dai mai mult voie ucrainienilor, domne, ia rachetele, tank, mă rog, ce avem noi, dronele, și bombardează asta, în ceva. interiorul Moscovei, poate cu... Moscova va, va riposta mai O să vezi tare. cu ce se întoarce Ioanis la, la NATO, vrei să spun? Și te las să continui. Uh, o exact. să ia acordul, adică o să-i se dea o, de o, o să dea de 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 ordin, ca să atacăm dronele care pleacă din Rusia și sunt pe, teritoriul Ucrainei. O să vezi că o să vină cu asta. Că polonezii, cel puțin, doar vreau acum să... și-au dat acordul. Te rog, continuă asta ți puțin, doar să știe poporul, că sigur suntem toți de acord. Tu știi cât costă să ridici un F-16 în aer și cât să tragi o rachetă de pe F-16? Milioane. Așa, știi cât costă o dronă de aia că e făcut în China? Ceva 100 de mii de euro. Nu. No. E, care? Da? 30 de mii? 12-15 mii. Ce ai? Că acum toată lumea face drone. Trebuie pentru libertate. Adică mi se pare o afacere foarte tare pe care o să o facem. Pentru libertate faci orice. Da, sigur. Uite, apropo de asta, un articol din Le Figaro, care, mă rog, prezintă lucrurile așa, obiectiv. Hai să vedem întâi dacă e obiectiv. Păi, Că poate păi e vorba de nu, nu. Putin Ungarie, și Ai, Asta e clar. Ungaria este una dintre țările care poate vorbi cu toată lumea. Turneul lui Victor Orban printre Enemici și NATO. Încă o dată o spun. Comisiunea sa de politică. Eu sunt pentru... pasionat de politică externă. Și citesc și am citit și mă pricep și urmăresc și vorbesc cu oameni. Bă, să poți în acea săptămână să te vezi cu Zelenski, cu Putin, cu Xi și să-i dai și un telefon lui Trump, nu poate nimeni. Nu, nu, în e în America asta. acum. Stai o secundă. Nu, dar nu poate nimeni chestia asta. E adevărat. Păi asta spun. Bă, din, ce să zic? Adică, din știi? Le Figaro e foarte important. Respect. Uh, Orban, China are un plan de pace, America are o politică de război. Aici tu ești de acord cu că tu ești cu chinezii. Nu sunt de acord. De mă, e o, o mă cap mă de zic, E mădezic pre, total pre, Premierul Ungar a vizitat China Și se află în Statele Unite pentru a treia Și a patra oprire a misiunii sale de pace Deci se află în America După China ajunge în America Dacă nu a ajuns uh, Și un articol foarte interesant legat de asta